Astăzi vom prezenta câteva considerente privind una dintre temele fundamentale ale strategiei de modernizare a țării și de relansare economică, e vorba de domeniul energiei. Deși această conferință de presă este prilejuită de depunerea în Parlament a proiectului Legii Energiei Electrice, considerațiile mele se vor referi la întregul domeniu al energiei și la felul în care el a fost abordat în perioada 2009-2012. Din această perspectivă trebuie să spunem că mandatul 2009-2012 a fost un mandat eșuat. Din perspectiva politicilor guvernamentale, nu a fost demarat niciun proiect energetic important, iar cele deja demarate au fost blocate. Fondurile pentru retehnologizare și investiții s-au redus dramatic, iar infrastructura în domeniul energetic a suferit un proces de deteriorare. În această perioadă, strategia de adaptare și transpunere în domeniul energetic la standardele europene a fost practic abandonată, astfel încât România a înregistrat un mare și usturător număr de proceduri de infringement. Mai mult decât atât, în ciuda faptului că România ar fi trebuit să procedeze la liberalizare în domeniul energetic, piețele nu numai că nu au fost liberalizate, dar guvernul a luat măsuri care au dus la distorsionarea mediului competițional sau a reînnoit măsuri ce fusese reluate cu mult înainte. Din această perspectivă, din păcate, în loc să fie un promotor în domeniul strategiilor energetice, guvernul PDL a fost, de fapt, un traficant în domeniul energiei. A folosit energia pentru a-și extinde rețelele de influență și pentru a avea resurse pentru acțiunile de natură politică. Prima considerațiune pe care o fac în legătură cu legea energiei electrice, este legată de faptul că domeniul gazului metan este complet ignorat. Nu avem niciun răspuns al Guvernului României cu privire la cel de-al treilea pachet de liberalizare, a cărui scadență era acum un an. În ceea ce privește energia electrică, avem deja o întârziere de un an în ceea ce privește transpunerea și trebuie să spunem deschis că dacă nu ar fi fost presiunile Comisiei Europene și ale Fondului Monetar Internațional, nici astăzi nu am fi avut un proiect de lege pentru energia electrică. Din păcate însă, acest proiect nu răspunde la câteva teme importante și la care România prezintă mari întârzieri. Dintre acestea, definirea consumatorului vulnerabil, despre care noi aflăm numai din surse ce crede guvernul, și mai mult decât atât, nu există niciun fel de răspuns al guvernului la Consiliul Economic și Social European în ce privește definirea sărăciei energetice în România, un concept fundamental fără de care nu putem duce la îndeplinire cu succes calendarul de liberalizare. A doua chestiune este cu aceea privind calendarul însuși, la care proiectul iarăși nu dă niciun fel de răspuns. Practic, proiectul Legii Energiei Electrice amână rezolvarea acestor teme, lăsându-le fie pe seama unor proiecte viitoare de lege, fie pe seama guvernelor viitoare. Probabil că cel mai grav aspect al acestui proiect de lege
și care arată limpede că atitudinea guvernului nu este aceea de a acorda independență sectorului energetic, este felul în care este abordată Agenția Națională de Reglementare în domeniul energetic. Potrivit proiectului de lege, președintele, vicepreședintele și cei 5 membri ai Consiliului de Reglementare sunt numiți de către președintele României. Este o situație fără precedent pe harta instituțională a României, când toți membrii conducerii unei instituții, cu excepția firește a președinției României, sunt numiți de către președintele României. Parlamentului se acordă un rol de-a dreptul batjocoritor, el are dreptul doar să audieze prin comisiile de specialitate pe cei 5 membri ai Comitetului de Reglementare. Iar dacă citiți care sunt criteriile în baza cărora se selectează aceștia, 90% din cei care activează în domeniul economic corespund. Pentru că e nevoie de 5 ani vechime pentru persoane care lucrează în domeniul energetic sau în mediul de afaceri. Aceste persoane care sunt numite pe perioade lungi de timp, de la 5 la 7 ani, nu vor putea fi schimbate decât în situații de incompatibilitate, adică dacă ajung deputat sau senator, sau dacă încalcă legile țării. De fapt, potrivit acestui proiect de lege și care în acest fel dă o dovadă clară a servilismului actualului guvern, nu vom avea o autoritate națională de reglementare în domeniul energetic, ci vom avea o autoritate prezidențială de supraveghere în domeniul energetic. Vom avea un fel de APR. În România nu va putea reglementa în domeniul energetic pe următorii 6 ani decât cine vrea, președintele României Traian Băsescu. Mie mi se pare că a introduce un astfel de proiect de lege într-un moment în care situația politică este excesiv tensionată, în momentul în care apare un conflict clar între puterile statului, provocat de excesul de autoritate al președintelui României, și în care președintele însuși nu are nicio sfială de a se situa politic de o anumită parte, este o gravă eroare să introducem în dezbaterea publică un astfel de proiect în care, repet, toți membrii care conduc această agenție sunt numiți de președintele României. Și, repet, fără să existe un astfel de președinte în România. Aș vrea să adaug în această privință și faptul că ambiguitățile și ezitările în ceea ce privește acest proiect de lege au o seamă de consecințe dramatice. Așadar, după aproape 4 ani de guvernare PD, avem un sector nereformat, neretehnologizat, corupt, generator de arierate și cu o vădită tentă anti-europeană. Trebuie să spun în paranteză că acest lucru este agravat nu doar de atitudinea executivului, ci de mentalitatea majorității parlamentare, care nu a ezitat să susțină în Parlament inițiative legislative fățiși anti-europene. În această privință aș vrea să vă dau doar două exemple. Unul dintre ele este legat de președintele României, care a declarat că dânsul rupe legăturile cu o anumită firmă. Acum, eu nu știu ca președintele României sau România să aibă ambasade pe lângă firme ca să poată rupe relațiile cu ele. Vreau să atrag atenția președintele României că statul român are o participație de circa 20% la firma aceea. Și dacă rup relațiile cu o firmă, înseamnă că îți retragi reprezentantul în Consiliul de Administrație. Și în orice caz lansezi semnalul că atâta vreme când tu vei fi președinte, participația statului nu se va mai privatiza, pentru că nu văd cine ar putea să cumpere participații la o firmă care este persoana non grata în țara în care ea este înscrisă din punct de vedere juridic. Iar cea de-a doua se referă la ministrul economiei.
Și felul în care Ministrul Economiei și Guvernul însuși a tratat domeniul energetic de o lună și ceva de când a fost investit, arată clar că acest guvern este urmașul, era să zic demn, dar nu văd ca demnitatea să aibă ceva de a face cu această chestiune. Este urmașul nedemn al guvernului anterior. De aminte, el însuși a spus-o, în programul de guvernare, aproape jumătate din text sunt osanale la adresa guvernului precedent. În clipa în care lansezi o ofertă publică pe piețe de capital și în același timp creezi o criză de autoritate la Transelectrică, numești acolo persoane care n-au nicio legătură cu domeniul respectiv, în sfidarea tuturor normelor manageriale, nu faci decât să compromiți procesul însuși. În clipa de față, nivelul de subscriere la Transelectrica este la o cotă alarmantă. Iar răspunzători sunt Ministrul Economiei și, firește, primul ministru care l-a investit. Eu, în locul Ministrului Economiei, m-aș ruga ca în cele 3-4 zile câte au mai rămas, procentul subscripțiilor să crească pentru altminte. El este principalul răspunzător pentru climatul nefavorabil răspândit printre investitori și ar trebui să se reîntoarcă la Parcul Dracula cu finanțare din Qatar și care a fost până acum principalul său obiectiv politic. Există o seamă de măsuri care ar fi trebuit incluse de către Ministrul Justiției în strategia anticorupție. Strategia anticorupție nu este numai o strategie punitivă. Din perspectiva Partidului Național Liberal, este în primul rând o strategie preventivă și care trebuie să creeze mecanismele care să excludă posibilitatea corupției. Eu aș fi trecut acolo la de cinste faptul că de mâine toate contractele energetice se derulează pe bursă, inclusiv cele privind gazul metan. Platforma Opcom să devină o platformă de tranzacționare nu numai pentru contracte în domeniul energiei electrice, dar și pentru cei din domeniul gazului metan. În acest fel scoatem definitiv de sub orice suspiciune Romgaz și Ministerul Economiei ca generatoare de corupție. Concluzie. Tentativele guvernului de a forța mâna USL, sugerând că trebuie să se reîntoarcă în Parlament, pentru că e vorba despre o piatră unghiulară în strategia de modernizare a României, în această lege a energiei electrice, nu găsește răspunsul pe care Guvernul îl așteaptă. Din punctul ăsta de vedere, este un simulacru, o tentativă de a mai amâna verdictul implacabil al trimiterii României la Curtea Europeană de Justiție pentru disprețul față de pachetele de liberalizare și nu face decât să confirme, în plus, că atitudinea noastră de a nu ne face părtași la această ilegitimă formă de a gestiona România se dovedește temeinică. Vă mulțumesc și aștept răspuns. Întrebări. Poate că facem invers. Să înțeleg că nu va merge USL-ul și parlamentarul USL, nu vor merge în Parlament pentru dezbaterea acestui proiect de lege. Acest proiect de lege transformă sectorul energetic într-un fel de adunare generală a acționarilor la care președintele României numește membrii. Devine un fel de companie prezidențială în care președintele României stabilește felul în care este reglementat domeniul. Este împotriva tuturor principiilor europene. Este un proiect greșit structurat, plin de lozinci, dar care nu fac decât să ascundă lipsa de asumare a guvernului în legătură cu temele fundamentale și servilismul guvernului față de actualul președinte, căruia dorește să-i ofere pe următorii 6 ani, posibilitatea de a dispune de domeniul energetic, sperând că după mandatul următor, dânsii vor reveni la putere. În ce condiții ar accepta USL să meargă în Parlament și să participe la dezbaterile de aceste legi? În primul rând, trebuie să vă spun că noi nu avem în vedere renunțarea de facto la atitudinea noastră în Parlament, din perspectiva uneia sau alteia dintre actele normative. Reîntoarcerea noastră în Parlament va fi rezultatul negocierii unui pachet mai amplu
și care are în vedere, în primul rând, restructurarea de fond a activității parlamentare, asumarea unor greșeli și pedepsirea celor care s-au făcut vinovați de ele. În mod punctual, așa cum s-a întâmplat zilele trecute în Camera Deputaților, suntem dispuși să mergem în Parlament. Dar acolo unde socotim că imaginea României ar avea de suferit și în niciun caz într-un astfel de proiect de lege care, cum spuneam, e mai degrabă un tertip decât un pas înainte în ce privește strategia energetică. Noi nu putem să cauționăm o astfel de făcătură legislativă care face cadou lui Traian Băsescu reglementarea în domeniul energetic. Are USR în momentul de față un proiect alternativ pentru energie? Sau luați în calcul? Proiectul nostru alternativ în domeniul energiei nu inventează roata. El pornește de la, pachetul respectiv și formula noastră este de sancțiunea modului în care guvernul PD a negociat liberalizarea în domeniul energetic. Poporul român trebuie să știe că potrivit precedentelor de la Curtea Europeană de Justiție, România nu era obligată să pună un termen atât de apropiat pentru liberalizarea în domeniul consumatorilor casnici. Faptul că România a acceptat termenul de 2015 a fost expresia slăbiciunii și incapacității guvernului de a negocia, ținând seama de interesul național. Faptul că de la 2015 s-a reușit mutarea pe 2017 nu este o mare victorie a autorităților statului, ci este doar o mică răscumpărare a unei greșeli istorice. Potrivit unui conflict mai vechi între Comisia Europeană și Italia, Curtea Europeană de Justiție a stabilit că procesul de liberalizare totală în domeniul consumatorilor casnici este un proces care trebuie demarat, dar fiecare stat, în funcție de condițiile interne, va decide care este momentul final. Ori din perspectiva Partidului Național Liberal, este condamnabil să derulezi un proces de liberalizare fără să ai măsuri adiacente privind mediul competițional, privind reducerea intensității energetice, privind creșterea productivității în domeniu și deschiderea pieței, astfel încât numărul consumatorilor vulnerabili să fie cât mai mic și liberalizarea să fie suportabilă atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru consumatorul casnic. Este de nepermis ca un proiect de lege privind energia electrică să ajungă în Parlament, stabilind un termen limită pentru consumatorii non-casnici de liberalizare 2013, fără să existe niciun studiu de impact. Este aceeași eroare comisă și în ceea ce privește tratatul de stabilitate. Astfel de amatorisme nu pot fi acceptate de către Partidul Național Liberal. Dumneavoastră veți întreba, dar de ce nu mergeți acolo să îndreptați lucrurile? Când am reușit noi să îndreptăm lucrurile în ultimii ani pentru a se întâmpla acest lucru tocmai acum? Totuși, președintele PSD Victor Ponta punea o singură condiție zilele trecute pentru a merge parlamentarii USR pentru dezbaterea acestei legi. Denunțarea contractelor cu așa zise băieși de stele. Victor Ponta, ca și Crin Antonescu, avuseseră o solicitare care era mai amplă. Și ea se referea la negocierea proiectului înainte de a intra în Parlament și nu la negocierea proiectului aflat în dezbatere parlamentară. În Parlament nu se mai negociază. În Parlament se discută amendamente și se votează. Iar votul are o aritmetică necruțătoare. Dar dacă ați ajuns la această chestiune a contractelor de la Hidroelectrica, am câteva lucruri de spus și care puteți să le socotiți și pun poziția Partidului Național Liberal. Am folosit adineori o sintagmă. Trafic în domeniul energiei. Acest trafic în domeniul energiei a fost premeditat. Pentru că fiecare din actele oneroase de negoț făcute cu gazul metan sau cu curentul electric au avut în vedere modificarea unor acte normative. Guvernul Boc în 2010 a modificat ordinul care funcționa în perioada mandatului meu, prin care se interzicea categoric
reînnoirea unor astfel de contracte sau încheierea altora noi. Potrivit guvernului Boc, din această măsură s-au exonerat cantitățile de energie deja contractate. Așadar, guvernul Boc, prin acte normative, a permis reînnoirea contractelor și sunt surprins că la nivelul presei nu se cunoaște acest act normativ prin care guvernul Boc și-a luat singur dreptul de a reînnoi aceste contracte. Reînnoirea contractelor au la bază o substanță de câteva miliarde de euro. Ceea ce înseamnă că statul pierde câteva sute de milioane de euro. Nu pot face o socoteală exactă pentru că, așa cum vedeți, condițiile de piață evoluează, dar vorbim de sume care, ca ordin de mărime, merg între jumătate de miliard și un miliard de euro. Ceea ce spune guvernul care a negociat contractele și că a mai mărit prețul, este, după opinia mea, o dezinformare, pentru că, de fapt, crescând și prețul energiei electrice în general pe piață, nu a făcut decât să mai reducă din câștigul suplimentar. Este, aș spune, amuzant, dacă n-ar fi o temă atât de gravă, dialogul dintre miniștri pe această temă. Nu e normal să anunțe opinia publică că ministrul justiției va da un punct de vedere. Nici o țară, ministrul justiției, nu se pronunță în legătură cu contracte comerciale. Aceasta este o chestiune pe care o discuți cu terțe persoane, cu terțe instituții ale de expertiză. Dacă totuși trimis spre consultare ministrul justiției, din două una, ori o faci publică, dar atunci ministrul justiției este ținut dator față de poporul român să facă public verdictul său, ori i-o trimiți sub forma unui secret de serviciu, iar el îți trimite pe aceeași cale răspunsul. Dar tu să te lauzi că după o lună ministrul justiției va spune că se pot rezilia. Luna să se încheie la 20 ceva februarie. Să mai treacă o lună. Ministrul să nu spună nimic. Și abia când presa îl întreabă să răspundă, da, dar nu pot să vă spun. Ce rost mai are toată tematura asta? Toată comedia. Este un caz flagrant în care, cum spuneam, energia a fost folosită ca trafic. Noi discutăm despre Schengen, discutăm despre frontiere. Din păcate, în privința asta, suntem într-un exil interior. Noi nu reușim să păstrăm barierele legale și de onorabilitate în interiorul țării. Ar trebui să începem să le discutăm pe astea mai întâi. Și dacă ar fi numai din trecut, în timpul guvernului Boc, aș putea să cred. Însă ele, așa cum vedeți, se continuă și acum. Cum vedeți rezolvarea? Vă referiți la aceste contracte? Da. În legătură cu, în general, cu firmele private. Și aici n-am în vedere numai partenerii hidroelectrici. Am în vedere și Petrom. Discutăm despre redevențe în condițiile în care guvernele vechi au dat un termen de stabilitate are redevențelor până în 2014. E nevoie de o negociere care să aibă în vedere mai multe componente. În situația în care, firește, contractele nu se pot rezilia. Însă, după atitudinea guvernului, am sentimentul că aceste contracte au fost făcute așa de bine de către investitorii privați și atât de prost de către statul român, încât rezilierea lor ar fi costisitoare pentru România. Așadar, o negociere în care să aibă în vedere și alte elemente, astfel încât intermediarul respectiv să renunțe sau să scurteze perioada. Vă reamintesc, e vorba de o perioadă până în 2018, ceea ce este extrem de grav pentru siguranța sectorului energetic românesc, în care aproape o cincime ocolește reglementările competiționale. Mă surprinde faptul că această chestiune, ca și altele din domeniul energetic, nu au făcut până acum obiectul niciunei cercetări. Luați în calcul depunerea acelui proiect alternativ pe legile energiei în Parlament în această legislatură? În ce privește proiectele de lege pe care USL le pregătește, noi nu avem în vedere ca vreunul din aceste proiecte să fie depus în prezent în Parlament. Noi lucrăm la nivelul comisiilor de specialitate și la nivelul
Consiliul de Coordonare al Comisiei de Specialitate ale USL, lucrăm la o platformă de guvernare, platforma de guvernare care reunește mesajele pe care noi am început să le trimitem încă de acum un an. Am început cu mediul economic, am comentat mediul, turism, agricultură și mai departe. Urmând ca această platformă de guvernare, în perioada campaniei electorale, împreună cu acele proiecte de lege, să facă obiectul unui document special. Atunci când românii vor vota, ei vor vota în cunoștință de cauză, adică vor ști care este programul de guvernare al USL și care sunt, cel puțin în ceea ce privește prevederile importante, propunerile noastre în ce privește aplicarea programului de guvernare. Noi discutăm deja în USL, în ipoteza tot mai plauzibilă a transferului de putere. Niciodată în România, după 1864, opoziția nu a fost atât de unită cum este acum. Niciodată, din 1990, diferența dintre majoritate și opoziție nu a fost atât de mare în ce privește opțiunile electorale. De aceea, fără o fraudă majoră, transferul de putere pare de departe ipoteza cea mai credibilă și noi ne socotim responsabili în această privință. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai permiteți o întrebare. Da, vă rog, eu vă permit. Puțin în afara temei. Astăzi a apărut un super scandal, practic fără precedent în România. Un parlamentar care este dat în urmărire internațională. Cum apreciați că se vede asta din afară? Impactul asupra imaginii României în acest context în care peste câteva luni așteptăm și un raport pe justiție? Acum, pornind cu exemplul personal, poate că nu este locul cel mai potrivit, dar aș vrea să vă dau o cheie despre cum văd eu că se rezolvă în lucru general lucrurile acestea. Atunci când în 2006 am fost în termen de câteva ore catalogat în toate felurile, de la spion până la iredentist și rasist, eu am avut o discuție cu José Manuel Barroso, telefonică, și am spus că sunt conștient că va trebui timp pentru a dovedi că lucrurile astea sunt toate niște scorneri, dar pentru a nu pune România într-o situație delicată, cred că este mai bine să mă retrag. Nu același lucru. L-au făcut parlamentari de-ai noștri din Parlamentul European. Parlamentarii altor țări s-au retras, pentru că imaginea țării era mai importantă. Președintele altei țări, pentru că a luat un credit cu care și-a cumpărat o casă, s-a retras. Președintele nostru care și-a luat casa pe degeaba aproape, nu s-a retras. Tot așa și în ceea ce privește acești parlamentari. Aici lucrurile sunt foarte simple și țin de onoarea fiecăruia dintre noi. Dacă nu pui România mai presus, nu faci două lucruri. Nu depui jurământ militar și nu te faci în politică. Și încă o întrebare în afara subiectului, dar legată de USL. Aș vrea să știu dacă ați stabilit data la care veți depune moțiunea de cenzură. Pentru că înțeleg că se lucrează deja la textul acestei moțiuni. Lucrăm la această moțiune de cenzură și nu am stabilit încă data. Suntem însă acum extrem de preocupați de a încheia procedurile privind alegerile locale și de a le încununa cu un mare eveniment la București care să prezinte opiniei publice varianta noastră. E foarte posibil ca aceste două inițiative politice, cea de consolidare a alianței și cea de depunere a moțiunii de cenzură, să coincidă, însă în acest moment nu pot să fac nicio previziune în această privință. Aș mai avea o întrebare în legătură cu salariile. Președintele Băsescu a vorbit despre o revenire a salariului din iunie și în același timp de la guvern au început să apară semnale că ar fi vorba despre o scădere a CSE-ului. Care dintre două măsuri e mai binevenită economic și social și dacă cele două pot să meargă concomitent? Zile trecute am avut o discuție cu fostul prim-ministru Călin Tăriceanu. Unii de dumneavoastră știu și cu ce prilej am avut această discuție, pentru că au dat câteva informații distorsionate pe televiziune. Și ne gândeam cum ne-am fi simțit. Dacă am fi văzut la televizor pe unul din colegii noștri din Parlament, eventual vreun șef de grup parlamentar, că anunță că domnia sa, Călin Tăriceanu și cu mine, avem sarcină să găsim bani pentru creșterea salariilor. De parcă a te duce după banii ca și cum te duce la culeți de mure. Simplu fapt că domnul Toader și cu domnul Țârgu au anunțat că au dat sarcină guvernului să facă rost de bani,
arată că e de fapt o decizie de natură politică, fără niciun fel de consistență de altă natură. Nu avem niciun răspuns din partea guvernului. Ce înseamnă reîntregirea salariilor? E vorba de venituri? E vorba de salarii? Doi. E vorba de reîntregirea în termeni reale a salariilor? Sau nu? Trei. E vorba de modificarea legii responsabilității fiscale? Sau nu? Pentru că eu previn guvernul această privință. Că dacă face vreo derogare de la legea responsabilității fiscale, năruiește tot ce românii cu sacrificiile lor au înfiripat în ultimii ani în privința stabilității României. O lege de responsabilitate care este, la care se face derogare devine o lege de iresponsabilitate. Dacă se va face prin creșterea deficitului bugetar, prin creșterea veniturilor sau prin reorientarea cheltuielilor. După opinia mea, în clipa de față, guvernul a scos din cratiță un cartof fierbinte și nu știe ce să facă cu el. După opinia mea, guvernul nu are soluție în acest moment și ca multe alte situații în ultimii ani, l-a luat gura pe dinainte sau l-a luat președintele pe dinainte, care este purtătorul de cuvânt al guvernului. Apropo de salarii, nu știu dacă ați uitat. Așa încă ceva, să nu uit. Partidul Național Liberal susține măsuri de creștere a salariilor și de reducere aceasta în condițiile respectării legii responsabilității fiscale. Asta ca să nu avem dubii în această privință. Jeffrey Frank spunea aseară într-o declarație pentru Money Channel că nici vorbă de mărirea cu 15%, maximum 5%, astea au fost discuțiile între FMI și autoritățile de la București. Păi, o creștere de 5% a salariilor e ca și cum mai vărui un perete năruit. E un fel în care nu se acoperă nici măcar inflația ultimilor ani. Adică un fel de bătaie de joc și nu cred că e bine să te joci cu nădejdile unui popor vlăduit. Oricum, Partidul Democrat trebuie să știe că e deja prea târziu pentru a mai ispiti în acest fel pe român. Săptămâna viitoare, dacă lucrurile merg așa cum noi sperăm, vă veți întâlni cu domnul Eugen Nicolaescu și care va vorbi cu dumneavoastră pe chestiunile privind sănătatea. Și vreau de asemenea să vă spun că ceea ce vorbim noi aici este rezultatul dezbaterilor din comisie noastră specialitate și cel care vă vorbește are mandatul comisiei și firește, dacă răspunde la întrebările dumneavoastră, trebuie să aibă grijă să aibă și mandatul PNL, dacă nu chiar la USR. Da, vă mulțumesc!